În fiecare an, pe la 14 octombrie, când creștinii ortodoxi de rit vechi sărbătoresc acoperământul Maicii Domnului, locuitorii din Florești servează hramul orașului. Cu această ocazie, pe parcursul zilei au fost organizate diferite manifestări cultural-artistice cu participarea artiștilor din raion și din Republică. Noi, practic, în tot anul de 14 octombrie, care este hramul orașului de sărbătoare a acoperământul Maicii Domnului, trece în oraș hramul. S-a reușit datorită faptului că mai sunt oameni cu inima mare, mai sunt oameni care vor să ajute cu ceva orașul ăsta. În primul rând, pentru organizarea unei sărbători, clar că este nevoie de unele surse financiare. Este o organizare foarte bună. Astăzi este ziua de 14 octombrie, ziua acoperimentului Maicii Domnului. Atunci când a fost ființată biserica din oraș Florești, construită de Nicolae Starcov încă în 1853-1856. Îmi pare foarte bine că toți au ieșit aici în piață ca să venerăm această frumoasă sărbătoare. Locuitorii orașului și oaspeții care au venit la hram au ieșit pe piața Independenței pentru a se bucura împreună de festivitățile organizate de administrația locală. Deocamdată îmi place, nu știu mai departe cum va fi. Noi suntem oaspeți, suntem de îndroche. Foarte frumos. Sunt niște oameni gospodari, văd că s-au bătut capul de zău orașului. Merge o miropeat foarte, e aranjat tot. Frumos, frumos, n-ai și spun. Tinerii se veselesc, noi suntem satisfăcuți. Este o dispoziție, este o sărbătoare adevărat. Se vede o frumusață, cum te doare sufletul, este foarte frumos. Atmosfera de sărbătoare a fost și în casele oamenilor. Desigur că așteptăm rudele, așteptăm cei apropiați. Este o sărbătoare când toată lumea se întâlnește la o masă de sărbătoare, la un pahar de cinste, la un cuvânt de bine. Plus că la noi astăzi e sărbătoare dublă. Avem feciorașul care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Cum v-ați gătit? Ce oaspeți aveți? În ce situație? Rudele, apropiații, prieteni. Care e atmosfera în casa dumneavoastră astăzi? Caldă, e bine, frumos, da. Foarte îmi place și sunt bucuroasă că am venit la Florești și că mă primesc foarte bine și să fie totdeauna așa. Și sănătoși, voioși, frumoși, să întâlnească musafirii cum întâlnit azi la ziua hramului și fie bă primitori, iubiți și iubitori. Manifestările de hramul orașului au fost organizate grație contribuției financiare oferite de agenții economici din Florești și Consiliul Raional a acordat în acest scop 12.000 de lei. Pe 14 octombrie a fost hram și în 10 sate din raionul Florești.